Ziua, vă salută Tatiana. Cam în felul acesta arată ceea ce am lucrat eu până acum din jacheta pe care v-am prezentat-o săptămâna trecută. După cum vedeți, eu am continuat modelul, intercalând rânduri, două rânduri din modelul propriu-zis cu două rânduri de piciorușe duble. În felul acesta am ajuns până jos, am făcut lungimea dorită de mine, am încheiat cu un rând din model pe culoare albă și cu două rânduri de piciorușe duble în culoare albă. Pe margine am făcut piciorușe scurte și cam așa se prezintă ceea ce am realizat până acum. Am realizat prima mânecă, eu voi face mâneca 3 sferturi, însă dumneavoastră puteți lucra în modul în care doriți să faceți cu mânica lungă. Eu am preferat mânica 3 sferturi pentru că lucrând foarte mult trag întotdeauna toate hainele sus. Vom continua cu cea de-a doua mânecă. Cum am primit anumite întrebări despre câte grame de fir au intrat în ceea ce am lucrat până acum, în jur de 500 de grame, pentru că firul meu este gros și fiind mai gros, bineînțeles, sunt mai puțini metri într-o bobină de 100 de grame. Vom continua cu mâneca. Dacă vă amintiți, în momentul în care am unit părțile pentru a delimita mânecile, parte din față și parte din spate, am unit făcând un ochi de lanț, un picioruș alunecat, apoi din nou un ochi de lanț și am continuat. Ei, noi vom intra în corespondența ochiului de lanț, care se găsește imediat aici, și vom începe să lucrăm mâneca. Eu pun firul în acest mod pentru a putea continua și voi face un ochi de lanț, apoi firul în mâna, voi face cel de-al doilea care va ține locul unui picioruș dublu și voi continua cu piciorușe duble de jur împrejur până în corespondența următorului ochi de lanț, unde din nou vom face un picioruș dublu. Deci în felul acesta eu am lucrat mâneca și astfel vom continua și noi. Deci vom lucra piciorușe duble de jur împrejur, în același timp ascund și capătul de fir. De asemenea, cer scuze pentru distanța între un tutorial și celălalt, însă persoana pentru care lucrez a avut ceva probleme de sănătate și practic mi-a fost imposibil să continui să filmez. Am încercat de câteva ori, însă a trebuit să întrerup mereu filmările. Astfel vom continua și de asemenea, persoanelor care m-au întrebat dacă sunt în România, dacă m-am întors în România, le răspund nu, sunt încă la lucru, afară, nu mă voi întoarce în România deocamdată. Deci noi vom continua cu piciorușe duble până când vom ajunge sub braț partea cealaltă a mânecii. Și ne vom întâlni pentru a continua cu explicațiile, bineînțeles, apoi dumneavoastră veți lucra singure, exact ca și mine. Suntem din nou sub braț, în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț și în corespondența acestuia noi vom face un picioruș dublu, după care vom închide rândul în corespondența celui de-al doilea ochi de lanț din primul picioruș, vom închide cu fir alunecat în felul acesta. Ne vom ridica în sus cu două ochiuri de lanț care țin locul unui picioruș dublu și vom continua lucrând picioruș dublu în corespondența fiecărui picioruș dublu. Bine,
Deci un număr mai mare, numărul piciorușelor duble de la mânecă vor fi mai multe, în funcție de mărimea pe care o purtați dumneavoastră. Această jachetă este adaptată numărului 42, așa cum vă spuneam, eu fiind slăbuță, pentru mine este suficient, însă înmulțind până când ajungeți sub braț, puteți obține o jachetă pentru mărimea dumneavoastră. Și vom continua cu piciorușe duble lucrate de jur împrejur, măsurând apoi lungimea mânecii dumneavoastră. Și vom continua în felul acesta. În momentul în care am terminat de lucrat lungimea mânecii care dorim, vom închide rândul cu fir alunecat, vom scurta firul și vom închide această parte a lucrării. Bineînțeles, spun din nou, dumneavoastră veți lucra lungimea dorită de dumneavoastră. Vom ascunde acest capăt de fir, așa cum l-am făcut de foarte multe ori, în modul în care să nu se vadă, și vom face această mărginuță. Dumneavoastră, dacă lucrați cu o singură culoare, veți lucra în culoarea dumneavoastră. Eu lucrez cu bleu. Voi atașa firul aici, exact sub braț, unde am închis rândul. Voi face un picioruș scurt. Acest capăt de fir îl voi purta cu mine și îl voi ascunde. Apoi fac un ochi de lanț, sar un picioruș de bază și voi intra în cel de-al doilea. Voi face un picioruș scurt, un ochi de lanț, sar din nou un ochi de bază, voi intra în cel de-al doilea. În felul acesta eu am închis și mâneca cealaltă și, bineînțeles, am lucrat de jur împrejur, așa cum ați văzut, cu culoarea albastră, cu acest bleu. Îmi place foarte mult această combinație de culori. Iubesc culoarea albastră, așa cum ați văzut de foarte multe ori în lucrările mele. Eu sper să vă placă ceea ce am realizat. Las la aprecierea dumneavoastră. În caz că v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu și eu vă mulțumesc din nou pentru aprecierile dumneavoastră, pentru mesajele dumneavoastră. Voi continua în același mod până când voi ajunge la capătul rândului. Și cu aceasta vom închide și această lucrare. Stau un pic împreună cu dumneavoastră. Vom ajunge la capătul rândului imediat și vom închide și această lucrare. Cine dorește poate să pună un năsturel de fantezie sau mai mulți năsturei. Eu o voi lăsa în acest mod pentru că voi purta în jurul casei. În momentul în care ies în curte, am făcut-o anume mai lungă, în modul în care să-mi țină de cald la spate. Și uitați-vă că am ajuns la capătul rândului. Voi face acum ultimul ochi de lanț și voi închide cu fir alunecat în corespondența primului picioruș scurt de la începutul acestui ultim rând din această lucrare foarte, care mie mi-a plăcut foarte mult, însă un tutorial.
tutorial un pic chinuit, să spunem așa. Voi închide și voi ascunde capătul de fir. La fel și dumneavoastră veți proceda în același mod. Vom ascunde firul în modul în care să nu se desfacă și să nu se vadă pe față. Și apoi aici, pe dos, pe care vom scurta firul. Eu cam atât am dorit să vă prezint. Chiar dacă este târziu, eu am început să lucrez dimineață. Chiar dacă este târziu, voi încărca acest tutorial în speranța că dumneavoastră, așa cum spun din nou, veți aprecia ceea ce am realizat și, ca întotdeauna, eu vă salut în același mod, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă iubesc și vă doresc un weekend plăcut în continuare. La revedere, vă salută Tatiana!